Tu îți dai seama câtă presiune ai pus pe mine în clipa asta? Ce să învăț eu pe oamenii ăștia când eu sunt în plin proces de învățare? Ori dacă e o ființă care ridică umerii și care zice și eu ce să fac? Da, du-te tu. Hai că tu te descurci. Că sunt de mai misogine decât majoritatea bărbaților. Să fiu mai bine pregătită, să stau mai mult la serviciu și să am salariu mai mic decât un el care crește pentru că e testosteron mai, un procent mai mare acolo. Bărbatul este mental și vizual, femeia este emoție și auditiv. Dacă eu reacționez într-un anume fel, ce câștig și ce învăț? Cât trăiești o oață și tot neștiutor pleacă. Da. Bun găsit! Da, m-am gândit la amândouă. Bun găsit! Mă bucur să ne revedem la o nouă ediție. Astăzi, după cum se vede, încerc să-mi stăpânesc emoțiile, deoarece am alături pe doamna Mihaela Tatu. Pentru mine a fost un mentor și este un mentor și de-abia aștept să redescopăr ceea ce iară de predat acum, vis-a-vis de ce am descoperit eu la o vârstă destul de vragedă. Haideți să cunoaștem împreună, spun eu, așa îmi place mie să zic, ceea ce are de oferit doamna Mihaela Tatu să ne inspire și să ne învețe cum putem să manifestăm în cel mai benefic mod energia feminină. Mă bucur să vă întâlnesc din nou! Gândește-te tu puțin ce ai făcut tu cu mine. În primul rând, bine te-am găsit pe tine și pe cei care te urmăresc probabil seară de seară sau când intră pe YouTube și caută întâlnirea cu Laura Puie. Cine mai vine? Ah, uite-o pe tată, uite-o pe aia de la de trei ori femeie. Tu să-i seama câtă presiune ai pus pe mine în clipa asta. Ce să învăț eu pe oamenii ăștia când eu sunt în plin proces de învățare? Nu învățăm nimic, descoperim împreună și aflăm împreună lucruri. Eu n-am ce să te învăț pe tine, pune mâna și experimentează și învață singură, dă-te cu capul de sus, de jos, din părți, vestul de pe unde, pentru că dacă tu mă întrebi, îmi pui mie acum o întrebare legată de existență și de experiența mea, îți dau un răspuns, un răspuns pe care ți-l dau în urma unei experiențe de viață pe care am căpătat-o până în momentul ăsta, zero, 60 de ani, nu știu câte luni, nici nu știu în cât suntem astăzi și nici nu contează, însă dacă mi se întâmplă ca în săptămâna următoare să trăiesc o experiență care să-mi schimbe perspectiva, pentru că eu învăț din tot ceea ce primesc, sunt atentă, stau în mine și învăț, și să mi se schimbe perspectiva asupra răspunsului pe care ți l-am dat cu o săptămână în urmă, iată cum te duc eu pe tine în eroare. În concluzie, nu vom povesti, da. Vom povesti împreună despre tot felul de lucruri și tu îmi vei pune întrebări și eu o să mă străduiesc să-ți explic și să-ți povestesc din toată experiența mea de până acum, dar nu este obligatoriu ca cei de acasă să facă ceea ce facem noi. Pe de altă parte, eu știu că diferența între a fi informat și a-ți păsa cu adevărat de ființa ta este acțiunea, adică să aplicăm tot ceea ce am învățat. Doar că, tocmai am avut acest dialog cu Laura în mașină, avem ceva. Am primit un mare dar și o mare greutate în egală măsură, liberul arbitru. Așa că voi alegeți ce faceți cu informațiile pe care le vom descoperi împreună în această întâlnire de o oră, două, trei, până mâine dimineață, vom vedea. Aș putea vorbi cu dumneavoastră foarte, foarte mult timp. Vreau să vă mulțumesc cu această ocazie că ne-ați onorat invitația în comunitatea Feminitea și aici în podcast. Vreau să vă mulțumesc, pentru mine a fost o terapie în momentul în care vă priveam emisiunea cu mama mea, pentru că treceam. Și pentru mine! Fiecare ediție și fiecare invitat pe care l-am avut a lăsat urme în
puterea mea de cunoaștere, în puterea de a acționa, în conștiința mea. Mi-aduc aminte că am avut o invitată pe Monica Tatoiu și în perioada în care avea o logică și era grozavă, și mi-aduc aminte că vorbeam despre feminitate, apropo, și mi-a spus la un moment dat că dacă nu există o problemă patologică, nu există femeie frigidă, ci există femeie care nu-și mai admiră soțul, nu-și mai admiră bărbatul. Nu știu dacă am fost foarte de acord cu ea atunci, dar pe parcurs am trăit pe propria în piele povestea și mi-am dat seama că așa e, pentru că așa suntem construiți. Și este un dat ancestral. Noi ne dăruim bărbatului puternic, masculului puternic, alfa sau nu, care face ceva pentru noi și pentru cuib, pentru vizuină, pentru familie, care se străduiește. Și îi admir tocmai această dăruire și putere de a te proteja și a-ți asigura ție un mediu propice creșterii și dezvoltării copilului care urmează să vină și care urmează să moștenească genele puternice ale lui. Ori dacă e o ființă care ridică umerii și care zice și eu ce să fac, da, du-te tu, hai că tu te descurci. A, uite ce am pățit, nu mă mai pot ridica. Nu-l mai admiri, nu-ți vine să te mai deschizi, să-i te dăruiești. Și uite, așa te trezești că intri în zona de frigiditate. Este o zonă în care nu îți mai admiri partenerul de viață. Și dacă el nu se străduiește să iasă din acea situație, este începutul sfârșitului. Și te trezești după câtva timp că stai cu un el în casă, cu fratele tău, cu prietenul tău, nici măcar prieten, că unui prieten îi mărturisești prin ceea ce treci, bucuriile, neîmplinirile, te sprijină. Cuiva care ridică umerii și zice, dar eu ce să fac? Și cam așa stau lucrurile. Și atunci am fost de acord cu Monica, ceea ce mi-a spus. Nu te admiri când el nu face ceva, să-l admiri, să-l... E bărbatul meu, uite ce face pentru familie. Dacă nu face nimic, ce se... Așa este. Nu mai merge. Vă mulțumesc pentru ceea ce ați spus, ceea ce ați învățat din timpul emisiunii. Să știi, multe, de la fiecare invitat în parte am învățat câte ceva. Chiar și am avut invitați pe care, i-am adus în emisiune și i-am invitat și i-am convins să vină, ca exemple de așa nu. Pentru că de acolo oamenii învață. Și de acolo am avut de învățat lucruri. Am înțeles. V-am urmărit chiar ieri seara unul din podcasturi. V-am spus și astăzi, cel cu Mihai Morar. Mihai, da. Ne-a fost greu până ne-am regăsit, până ne-am potrivit la timp. Exact. Așa s-a întâmplat și cu noi, că a durat ceva timp. Mi-a plăcut ce am auzit, că ați putut să fiți vulnerabilă, să ne spuneți nouă, femeilor, că atunci când prezentați o misiune de 3 ori femeie, dumneavoastră aveați în grijă 3 femei plus dumneavoastră. Da. Un rol... N-a fost ușor. Da. Da, e viață. Vezi tu, eu nu am luat televiziunea ca pe... sunt într-un... Cu toate că am fost crescuți și educați de către trustul în care desfășuram activitatea, să fim undeva acolo. Noi suntem intangibili, vedetele, starurile, divele, andivele. Uf! Eu mă duceam la emisiune la serviciu. Pentru mine era un serviciu. Dar un serviciu plăcut, adică îmbinam... pasiunea mea, pentru că am descoperit pe parcurs bucuria de a împărtăși și de a împărtăși nu din experiența mea în mod deosebit, ci a face oamenii să se deschidă și să împărtășească din ceea ce au trăit ei, pentru că dorința mea de învățat era la fel ca celor de acasă. Repet, am crescut foarte mult datorită emisiunii și datorită invitațiilor. Și era fabulos să îi vezi cum se deschid și cum încep să împărtășească și eu mă apuc să aplic, da? Ori și eu eram un om ca toți ceilalți, cu
Am eu, vai, ce păcat că suntem. Îmi venea să spun. Fac dimineața ce fac toți dacă nu am probleme cu digestia. Deci sunt un om ca toți ceilalți. Da. Și avem povești, și avem neîmpliniri, și avem... Uite-te și la vedetele de la Hollywood. Uite-te la oameni. Suntem oameni. Am să-l amintesc pe tata acum. Mi-aduc aminte că mă răsărisem, lucram în radio și eram recunoscută după voce și cine mai era ca mine. Și tata îmi spunea, Ardelean de la Zahul de Câmpie, mă fă-ți salută, tico. Tu ce spui acolo pe, la radio, acolo la microfonul al tău, e verificat, e drept, e adevărat, da? Lasă-mă, mă, tata, în pace, trăiești acolo în lumea ta, lasă-mă în pace că știu eu ce spun. Bine, numai bine. Ia vezi tu că azi ești la radio, mâine nu, azi ești pe sticlă, mâine nu, azi ești primar, mâine nu, azi ești primar, mâine ești portar. Dar pe statutul de om, nu ți-l ia nimeni. Frumos. Na, joacă-o pe asta. Înainte de orice, suntem, noi nu suntem funcții, suntem oameni cu bucurii, cu temperamente, cu slăbiciuni, cu vulnerabilități, cu experiențe, cu lacrimi, cu nopți nedormite, cu bucurii, cu exaltare, cu viața pe care o ducem, cu valori etice, valori morale, dacă le avem, dacă nu le descoperim, ar trebui să le și dobândim și să lucrăm la ele. Da. Că de asta venim. Venim, cum spuneam, cu o lecție de viață și cu o moștenire de lăsat. Ar fi bine să știm ce lecție de viață avem. Pe de altă parte, voiam să-ți mai spun ceva, că avem un soi de inconștiență a inconștiența neconștientizării zilei de mâine, care poate e, poate nu. De unde să știm noi ce se întâmplă? Noi trăim acum, aici. Sunt cu tine, dar peste 5 minute habar n-am ce o să fie, da? Nu ducem cu noi nici lemne, nici fiere, nici ziduri, nici animale de companie, nu ducem cu noi nimic în momentul în care ne luăm rămas bun de la această întrupare, da? Da. Ne ducem pe noi niște spirite evoluate, dacă vrem. Dacă alegem să evoluăm. Ești ceea ce alegi tu să fii. Când ați constant avut, dacă îmi permiteți să spun, această trezire spirituală? Mi s-au întâmplat lucruri neobișnuite în fracțiuni de secundă, în momente în care credeam că l-am apucat pe Dumnezeu de un picior. Mă gândeam că mie nu mi se mai poate întâmpla ceva. Mie? Dar cine e? O lombelico del mondo? Tata. Uitasem să mai fiu om, eram un mic dictator. Am energie mai multă decât un om obișnuit, făceam mai multe, nu-mi doream să fiu împiedicată de nimeni, să fiu lăsată în pace. Dacă nu poți să ții pasul cu mine, te rog frumos, rămâi în urmă și nu mă mai bate la cap. Fiica mea m-a avertizat, mi-a și spus că să nu-i mai impun ritmul meu pompieristic, că ea s-a născut un copil obosit. Așa că, da, nu am pus la punct. Și într-un moment de felul acesta, când eram foarte pregătită din punct de vedere fizic, făceam sport, da, sporturi, mi s-a rupt ligamentul încrucișat și meniscul. Stupid! Stupid! Un accident? Nu! Nu? La dans sportiv. Da, da. Un antrenament de dans sport. De asta spun că stupid. Accidentul nu este stupid. Deschid o paranteză. Conversația este dialogul dintre două arte. Arta de a te face înțeles și arta de a înțelege. Ca să înțelegi, trebuie să asculți. Am închis paranteza. Și cum îți spun, toți mi-au spus că o să-mi revin și că o să fiu ceea ce am fost. Și asta se întâmpla la 43 de ani. Niciodată n-am mai fost ceea ce am... Și nici n-am mai făcut sporturile și nebunia și n-am mai trăit ceea ce am trăit până la momentul acela, pe care îl consider un prim moment de cumpănă în existența mea. Și am intrat într-o poveste asemănătoare cu depresia, însă am primit un câine de la Ioana și m-a ajutat să ies din starea pe care am avut-o. Da, ăla a fost primul moment când
mi-am pus întrebarea, da, de ce? Da, de ce acum? Da, de ce eu? Da, de ce nu eu? Și au început să vină înspre mine oameni și situații din care am avut de învățată. Și m-am lăsat, am început să renunț la dorința de a controla și de a domina și de a verifica. Și involuntară, le aveam pe toate fără să știu că le am. Și m-am lăsat așa puțin, câte puțin purtată de viață. Și au început să-mi apară tot felul de lucruri. Și ăla a fost momentul în care mi-am dorit să fac ceva cu viața mea, însă ca să fi făcut ceva, trebuia să plătesc niște polițe legate de somatizare pe câmpul fizic. Și au început tot felul de probleme de sănătate. Și le-am rezolvat, au trecut. Am trecut. E bine să treci prin viață și nu peste. Nu treci peste probleme. Treci prin ele, înveți și vom merge pe departe. Da. Ăla a fost momentul. Aveam 43 de ani și am mai avut niște... niște momente de wow. Pe la 48, 47, 48. Și începutul restului vieții mele s-a întâmplat în 2012, când am pornit pe Camino de Santiago de Compostela. Și când m-am întors de pe Camino, de pe El Camino de Santiago de Compostela, să nu mă mai atenționeze doamnele cârcotașe care nici măcar nu știi cum se spune, se spune El Camino de Santiago de... Doamne, am văzut că ați punctat frumos doamnele și într-adevăr am experimentat și eu că de obicei doamnele ne... Ți-am spus că sunt mai misogine decât majoritatea bărbaților. Ce prostie! Cum putem să comunicăm, să manifestăm energia feminină, mai ales doamnele și domnișoarele care au un rol? Înainte de orice, ar trebui să știm cine suntem și ce înseamnă manifestarea energiei feminine și să conștientizăm faptul că manifestarea energiei feminine este cea care generează transformarea și inspiră. Că nu sunt, dau exemplu ăsta constant, sunt 7 arte și 9 muze, nu arți și muzi. Da? El, bărbatul, e acțiune, conștiința, e crucea, e ceea ce ne canalizează multitudinea de manifestări are energiei, pentru că tot ce ne înconjoară în clipa asta este manifestarea energiei feminine. Și spuneam că manifestarea energiei feminine este iubire, compasiune, grație, creație, creativitate. Noi aducem pe lume copii și noi inspirăm. Echilibru pe care doar femeia îl aduce. Gingășie, diplomație, răbdare, înțelegere. Toate astea sunt manifestări ale energiei femeii și multe altele. Ar trebui să le conștientizăm. Ne dorim noi să fim egale cu bărbații. Nu putem să fim egale cu bărbații. N-avem cum, adică e atât de evidentă această diferență care în egală măsură creează și complementaritatea, ulterior compatibilitatea, încât nu înțeleg de ce ne dorim această masculinizare, când forța care mână universul este tocmai manifestarea energiei feminine. De ce vrem noi să fim femei bărbați bine? Mi s-a întâmplat de multe ori să fac cunoștință cu oameni și să dau mâna, nu cu oameni, cu femei, tot oameni, să dau mâna și mamă, m-au strâns de mână și mi-au dislocat umărul și întreb de ce? Pentru că lucrez într-un mediu masculin. Cu atât mai mult când lucrezi într-un mediu masculin, tu îți dovedești, cum să zic, nu superioritatea, ci abilitățile și capacitatea profesională prin cunoaștere. Da. Fii deșteaptă. Transmite, nu vorbi doar să te afli în treabă. Vorbește ca să transmiți, să rămână informația și să genereze acțiune. Îți impui punctul de vedere printr-o intonație, printr-un ritm, printr-o dicție, printr-un contact vizual, prin cunoaștere, pentru că cea mai puternică armă și cel mai puternic instrument este informația. Și cel mai mare factor poluant, sinceră să fiu, dar informația, cunoașterea.
De ce să-ți dorești să te... Mi-aduc aminte că m-am avut la Oradea, am fost invitată și mi-a... la finalul întâlnirii cu mai multe femei din Oradea, o doamnă, semăna foarte bine cu Meryl Streep, mi-a zis exact pe finalul întâlnirii: da, să știți, doamna Mihaela, că noi trăim într-o lume a bărbaților și dacă vrem să răzbim, noi trebuie să ne luptăm cu armele lor. What? Cum să te lupți cu armele? În primul rând, ce caută verbul a lupta? E o competiție, iar egalitate nu trebuie să fie decât din punct de vedere profesional. Pentru că nu mă apuc eu să muncesc mai mult și să fiu mai bine pregătită profesional și să-mi pierd locul de muncă pentru că sunt în concediu de maternitate sau să fiu mai bine pregătită, să stau mai mult la serviciu și să am salariu mai mic decât un el care crește pentru că e testosteron mai, un procent mai mare acolo. Nu. Există acolo un soi de egalitate între el și ea în funcție de capacitate și de abilități și de pregătire profesională. Acolo să fie. În rest, nu suntem. Și am explicat de ce să existe luptă, când noi putem să mergem mână în mână, zi, noapte, mergem mână în mână, ne sprijinim unii pe alții. Noi văzându-ne de treaba noastră, desfășurându-ne din punct de vedere profesional, trăim într-o țară care ne oferă această posibilitate. Dacă am trăit în alte țări unde, cum să spun eu, femeia trebuie să lupte, să-și câștige, acolo luptă la propriu să-și câștige drepturile, dar în România orice femeie poate să-și deschidă un business, să evolueze profesional, să intre cot la cot în discuții, la masa de negocieri cu partenerii bărbați. What? Doar dacă nu vrei. Însă... pe un bărbat cred că reușești să-l faci să nu se simtă confortabil atunci când ești bine pregătită profesional și când o vedești. Și întorcându-ne la poveste, asta i-am zis, de ce să luptăm? Da? Intrăm într-o competiție dacă e nevoie. Pe de altă parte, dacă intri în competiție cu armele lui, ești pierdută din start. Și te masculinizezi... vorbești gros și dai mâna strâns și înjuri și umbli, ce știu, o îmbrăcăminte din aia aridă și cu... Nu! Exact. Fii tu, însă fii foarte bine pregătită profesional. Și numai profesional, fii tu bine pregătită pentru tot ceea ce te înconjoară, pentru că un strop de cultură generală nu strică. Categorii. Da, exact, un pic de geografie, un pic de istorie, un pic de din toate. Istoria artelor, un pic de pictură, un pic de fotbal. Ești într-un mediu masculin. Ce știi să faci? Pentru că vorbeam despre mașini. Mărși de mașini. Unde e motorul? Unde e schimbătorul? Ce e la Bendix? Ce știu eu despre ce mai e vorba acolo în poveste? Fii pregătit. Intră în lumea lui cu informație, cunoaștere. Vezi dacă ai colegi care merg la pescuit, vezi care este urarea, nu-i zice succes, că te înjură de mamă, ce pești găsești în lacul nu știu unde de apă dulce, care să ia, cum se spune când mergi la știucă, blincherit, cum e, crești în ochii lui, informație. Exact, exact ceea ce vorbeam și pe mașină, pot doar să confirm că atunci în rolul meu, Laura să zic, dintr-o altă viață, fiind în multinaționale, mă transformam fără să vreau, pentru că având o poziție mai de superioritate, deși nu-mi dădeam seama, mă luptam atunci, ceea ce m-a bucurat. Acum dacă te-ai mai întoarce în acel spațiu și în acea funcție, da, ai fi... La fel ca atunci? Am plecat când mi-am învățat lecția. Am spus dacă acum te-ai întoarce. Știu că ți-ai învățat lecția, știu că ai plecat. Nu. Ai mai fi la fel ca atunci să te lupți sau așa? Când am ajuns în București, pe poziția pe care mi-am dorit, lucrasem în Pipera, vedeam lumea altfel și nu mai trebuia să ridic zidul încât ca eu să pot să merg cu ei în team building, fără ca ei să-mi facă anumite favoruri cu care eu nu mă simțeam confortabilă. Am învățat să mă exprim și ei să mă vadă exact așa cum sunt, pentru că acela era mediu, exact cum se și vede în filmul care este acum pe marile ecrane, Team Building, în care de vedeam
fiecare coleg cu rolul lui acolo. Noi, eu și cu colega mea, țin minte că înregistrasem un pic doar pentru câțiva colegi și auzeam pe fundal, uite, XYZ, exact așa se întâmplă. Iar în momentul în care am plecat, mi-am dat seama că am învățat lecția frumos și le-am mulțumit tuturor celor bărbați care mi-au arătat cum ajung. Eram răgușită zilnic pentru că consideram că acel nivel de leadership mă va ajuta și voi fi ascultată. Dar în momentul în care am reușit să mă poziționez, să transmit din energie și să nu mai am acea frică pentru că am avut să mă o frică. Știi, a chestia asta cu să transmit din energie. Aiurea! De fapt, nu este vorba nu numai despre atitudine. Este vorba despre, din nou vin și spun, curajul de a comunica asertiv. Da. Ceea ce gândești. Calm, cald și cu foarte multă informație. Trebuie să intri în lumea lor, pentru că tu am participat la tot felul de întâlniri de 20 de ani, de 30 de ani, de când am terminat general la facultate și alte licee. Și mă uitam, noi toate când am venit îmbrăcate, bibilite, cu parteneri sau fără, ne-am scanat din cap până în picioare, care s-a îngrășat, care nu, care s-a vopsit, care nu, câți copii, vai, dar ce-a îmbătrânit aia, dar aia permanent, dar uite ce-a făcut, dar ce-o fi făcut. Nu băieții, cred așa ceva, nu cred. Băieții! Au stat un pic, s-au dus și și-au luat păhăruțul, s-au strâns în gașcă, au început să râdă exact ca în perioada liceului, până au luat un pic la bord și au deschis că ăsta a cravata și râdeau și se simțeau bine și erau într-o lume, pentru că ei își păstrează spiritul ludic, sunt mai simpli un pic decât noi. Da. Bine, e și normal, bărbatul este mental și vizual. Femeia este emoție și auditiv. În egală măsură și bărbatul acționează auditiv în momentul în care aude doar o voce fără chip și mintea, pentru că este mental și mental, începe să-și imagineze tot felul de lucruri. Dar ei sunt, păi merge să băut, hai să ne împăcăm. Unde? La un păhăruț. Noi, până când ajungeam să ne calibrăm, să ne armonizăm, care mai de care, ne aducem aminte ce s-a întâmplat în liceu, ce s-a întâmplat în facultate, că ăla i-a luat aia i-a luat iubitul nu știu cui, dar ce-o fi făcut, ia uite unde a ajuns. Deci porcării de 2 lei, pentru că face toată povestea asta, face parte din una dintre manifestările energiei feminine. Însă avem de învățat unii de la alții. Deci eu am învățat de la ei, de la băieți. Deci nu mai zic că mă duc în energie feminină, că încă nu, nici măcar nu știm foarte sigur care ne este menirea și care e energia feminină. Însă simplitatea gestului, faptul că nu mai intri în negocieri cu mintea ta să analizezi imediat, faptul că nu mai faci proiecții și nu mai pui proiecții asupra celor din jur, faptul că iubești pe cei din jur pentru că sunt ca și tine după chipul și asemănarea lui cu L mare, astea îți dau rostul și rolul și capacitatea de a nu mai pune etichete. În concluzie, ți-am pus această întrebare pentru că, da, noi cam dăm bir cu fugiții în general, nu tu, dăm bir cu fugiții din zonele în care ne este greu. Întâi rămâi acolo, rezolvi ceea ce e, îți explici care este motivul pentru care, ce îți stă în măsură, ce e în puterea ta să schimbi, schimbi și numai după aceea, dacă vrei, după ce ai făcut transformarea în tine. Eu am 4-5 întrebări pe care mi le pun cel puțin o dată pe săptămână. Ce anume din comportamentul meu generează în cei de lângă mine o anumită atitudine? Ce? Pentru că apăs butoane voluntar sau involuntar. Mă pun oamenii pe piedestal și eu poate că nici măcar nu merit. Ce anume din comportamentul meu? O altă întrebare pe care mi-o pun este ce anume din comportamentul celorlalți vin și mă aduc pe mine în starea să am o anumită atitudine. Da? Pentru că suntem oameni și ceva acolo trebuie scos. Dacă eu reacționez într-un anume fel, ce câștig și ce învăț? Ce las în urmă? Ce dobândesc?
în urma unei analize, observ ceva, că e de schimbat. E de schimbat? Da. Pot să schimb? Da. Atunci, hai Mihaela, apucă-te și transformă, schimbă, lucrează la tine. Și ultima întrebare, care este cea mai năbădăioasă: în viața cui sunt eu? Sunt eu în viața mea? Și pentru această întrebare pe care mi-am descoperit-o, îi mulțumesc constant fiicei mele, care mi-a zis: uite-te la tine cum te risipești! Bagă-ți mințile în cap! Rezolvă-ți întâi problemele tale și după aceea ocupă-te de ceilalți. Mulțumim, de urmă te voi cărești că nu mai ai timp. Aiurea, timp este, numai că ne este foarte greu să întoarcem oglinda și să mă privesc. Oh, și ce văd acolo? Da. Și să ai și curajul să te privești, dar ce este mai complicat e să ai sinceritatea, să recunoști că aia e ceva neplăcut, găunos și strâmb. Și atunci o să vezi dacă în viața cui ești. A ta? A celor din jur? Te risipești? Împărtășești? Te bagi ca ștramp în viețile tuturor, gândind că ești un buricul pământului și că încolo la tine e gunoiul cât casa? Le iei din poveste, nu-i lași să-și învețe lecția și n-ai timp de tine. Dacă ți se cere ajutor, du-te. Dar dacă nu, ce te bagi ca musca în lapte? Da. Cam așa stau lucrurile. Ați punctat frumos. Da. Asta e o lecție pe care am învățat-o și eu. Greu să învăț să ofer doar atunci când mi se cere. Dacă merg pe stradă și văd un om căzut, nu aștept să mi se ceară ajutor, te rog frumos să ajută-mă. Bineînțeles că sunt și foarte spontană, nu stau să trec prin tot felul de filtre. Și mai voiam să punctez atunci când voiam să zic că din energia pe care o transmit, pentru că avusesem anumite frici pe care le-am preluat de la mama și acelea pur și simplu îmi stăteau în față și mă blocau cu fiecare negociere pe care o purtam, pentru că se întâmpla să fie negocieri cu 40-50 de bărbați unde la un moment dat mă simțeam la o masă cu rechini. Hai. Știi ce m-a învățat pe mine mama? Și adică m-a învățat must do cu literă de lege, așa. Lucru pe care l-am vindecat foarte, foarte greu. Toată povestea se întâmplă. Mama a avut la 43 de ani. Gândește-te, a fost născută în 1920, în lumină să fie acolo unde e. Și a avut o copilărie și o viață dificilă. Adică gândește-te că a prins ambele războaie mondiale și cu perioada de între... neplăcut. Și... nu ambele, al doilea. Am vorbit prostii. Da, și... mi-a zis așa: să nu care cumva să răspunzi, să întorci vorba sau să ai tu puncte de vedere în fața autorităților, adică șefi și oameni mai în vârstă. Foarte greu mi-am dat seama că șefii sunt și ei oameni și că au așteptări și că au lucruri de... sunt oameni. Da, și uneori foarte greu. Și am dus o comunicare pasivă o lungă perioadă de timp, asta până când am răbufnit. Pentru că asta se întâmplă când practici o comunicare pasivă. Strângi, înghiți, rabzi, zici că nu te interesează, las că merge și așa, dar nu-i treaba mea. Până când de fapt este treaba ta și cineva te împinge numai așa un pic și a explodat. Ceea ce aș putea să spun că v-a adus să vă certificați ca și trainer în tehnica și arta livrării discursului, pentru că cunoaștem faptul că este foarte important cum comunicăm. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori. Acest fel de pasiv, pasiv-agresiv, agresiv și asertiv, nu numai un fel de comunicare, ci și un anumit fel de conversație. Pentru că emiți, da, un proces de transmitere a unei informații, vine la tine, treci prin filtrul tău și nu reacționezi zăpăcit și impulsiv, ci treci prin filtrul tău,
vezi cam ce ai putea dobândi, dacă reacționezi într-un anume fel, ce câștigi și întorci răspunsul cu mult cap și cu mult respect față de părerea celui din față. Da. Însă astea le-am dobândit foarte târziu. Începusem să lucrez ca trainer și eram tot în zona aia de las că fac eu, las că... Da. Vezi tu, noi vrem să ajungem mai repede, să ardem etape și vrem să ajungem la înțelepciune, asta dacă nu vine vreun semn divin, pe la 20, 30, 40 de ani, nu merge așa. Acest fel de înțelepciune vine odată cu înaintarea în vârstă și cu trecerea prin tot felul de situații din care să înveți. Dacă înveți doar din cărți, ești doar un cititor. Trebuie să aplici în viața ta. Dacă n-ai aplicat, dacă nu te dai cu capul de pereți, dacă nu ai nopți nedormite, dacă n-ai un strop de suferință, parcă nu reușești să înveți. E adevărat că toată lumea își dorește să învețe din greșelile altora, da? Da. Nu prea merge. Se zice că nu ne schimbăm merge. Atunci când ne doare. Da, pentru că nu e așa, viața e formată din evenimente pozitive și evenimente educative. Am învățat. Da, foarte frumos. Cam așa. Spus. Întotdeauna, când ți-e greu, atunci te duci înainte. Un picior în popou este un pas înainte, nu? Categoric. Când ți-e greu la serviciu, te apuci să mai înveți ceva. Îți falimentează firma, te apuci și lucrezi să o scoți. Mai ești responsabil și de niște angajați. Treci printr-un divorț, îți faci o autoanaliză. Bine, bine, într-o dată povestea asta erau trei factori. Era el, eu și relația, pentru că sunt trei entități într-o căsnicie. Cât de mult am contribuit eu la relație? Ce-a făcut eu, el? Eu sunt cea care am inspirat. Ce l-am inspirat eu pe el să facă? Unde era femeia din mine de l-am dus în zona de a mă înșela? De a bea, de a, ce știu eu, petrece mai mult timp cu băieții decât cu mine acasă, de asta mai mult cu maică sa decât cu mine. Și asta aici eu. Da. Merge la măsa. Încă nu s-a tăiat cordonul, aș putea zice. Din nou mă întorc. Mi-aduc aminte, în urmă cu niște ani, se strânsese foarte multă lume în piața universității, era ceva cu ministrul sănătății de pe atunci, whatever. Și lumea mergea seară de seară, pentru că asta este un dat al nostru, până în Crăciun noi trebuie să ieșim să vociferăm. Când a venit Crăciunul, îi facem și noi sărbătorile de iarnă și vedem dacă ne mai întoarcem în piață să mai vociferăm sau nu. Și mi-aduc aminte că m-a sunat prietena mea și îmi spunea, mă Mihaela, tu vezi ce se întâmplă? Da, văd. Unde-s mă bărbații noștri, mă? Unde-s mă femeile noastre, mă? Mamă, când am auzit că unde-s femeile noastre, știi cum am sărit în impulsivitatea mea de bebe? Că noi suntem! Da, noi nu ne lasă nimeni, că trăim în lumea bărbaților și că ne pun pumnul în gură, că n-avem voie să vorbim, că nu ne bagă nimeni în seamă, că nu suntem respectate. Și mi-a zis Marilena, auzi Mihaela, tu să taci! Pentru că bărbații ăștia despre care tu spui că sunt răi și că nu ne respectă sunt rezultatul nașterii și educării unor femei. Și dacă societatea este așa cum sunt tații noștri, soții, fii, iubiții, nașii, finii, frații și așa mai departe, tu ca femeie când vezi că bărbatul tău are leafa de atât și totuși îți aduce mai mult și îți face dita mai viloaca sau îți cumpără dita mai haina de blană, nu-ți pui întrebarea, mă, de unde ai bani? Nu te complaci, că nu te respectă? Cum l-a crescut mama lui? Pentru că educația unui copil începe odată cu educația mamei. Societatea asta care merge așa cum merge este că noi ne-am lenevit. Mamă, ce de femeie o să sară acum? Cum? Că noi avem 2-3 servicii și mai venim și muncim și acasă. Nu, nu. Mai suntem în energia noastră de femei. Nu mai suntem acasă. Nu ne mai creștem copiii așa cum ar trebui. Nu mai este importantă masa în familie. Da.
dacă ați ști cât de bine ați punctat. E un proces pe care îl ador de sărbători ori de câte ori am ocazia, mama ne fiind în țară să... De ce oare să se întâmple doar de sărbători? Atunci, mama mea ne fiind în țară, eu n-am cum doar de sărbători să fiu alături de ea și mai des, merg și mai des, recunosc. O masă și câte pe zi trebuie în familie. Da. Pentru că dacă eșuează unul dintre membrii familiei, nu este eșecul lui, ci este eșecul întregii familii. Și am ales cu grijă cuvântul eșec, pentru că îl folosim cu mult prea multă ușurință. Eșec nu e atunci când n-ai intrat la facultate sau când ești într-un faliment de firmă sau mai știu eu. Acelea sunt neșanse, ghinioane, insuccese, experiențe neplăcute. Eșec este când ieși din această viață și nu ai reușit să construiești o relație cu copilul tău, ăla eșecul tău ca părinte. Eșecul e ceva ce te zguduie. Trebuie să folosim... Mark Twain spunea că diferența dintre cuvântul potrivit și aproape potrivit e precum diferența dintre un fulger și un licurici. Noi folosim cuvinte cu mult prea multă ușurință. Cuvinte grele cu mult prea multă ușurință în niște situații care nu-și găsesc, în care nu-și găsesc locul și rolul. Și cuvinte așa în situații în care le băgăm sub covor. Las că merge și așa. Da. În concluzie, familia... Adică se face mișto pe de expresia familia, celula societății. Familia este celula societății. Greșit, mea culpa. Familia ar trebui să fie celula societății. Da. Iar femeia este totul în familie. Încă de cum gătește este foarte important și iubirea. Și nu știu dacă gătitul în mod deosebit este. Da, faci cu iubire totul. E vorba despre atmosferă. Când tu, femeie, ești fericită, mulțumită. Copilul are nevoie de o mamă fericită care să petreacă timp. Soțul nu are nevoie de bucătăreasă, călcătoreasă, ce știu eu, spălătoreasă, mai știu eu. Dă un catering și rezolve problema. Bucurie, entuziasm, recunoașterea meritelor lui, admirație pentru el. Sex. Da. Să-mi dă doare capul foarte des, totuși. E una dintre marile nevoi ale bărbatului, această poveste, pe care e pe primele 10-20 de locuri. E. Așa funcționăm. Categoric. Și pentru că ați menționat acest lucru, cred că așa își dau femeile seama de obicei atunci când sunt înșelate, pentru că se întâmplă și de cealaltă baricadă să fie invers. Nu înțeleg. În momentul în care el nu are timp și poate îl doare și pe el capul, pus. De ce s-a ajuns acolo? Probabil că noi eram ocupate. Iată. Da. O femeie este barometru, simte, de asta noi avem emoția, pentru că simți gestul. Nu te mai sărută când vine acasă, își ferește gura când vine acasă, își pune singur hainele la spălat, mai întârzie. Să nu se vadă pata de pe cămașă. Poate da, poate nu, asta e un clișeu. Atunci când îl vezi așa, atunci fii tu seducătoare. Foarte frumos, da. Vezi cum ține la două, dacă ține, bravo lui. Da. Despre ce vorbim noi? Realități. Exact, realități. Cum ne-ați obișnuit, subiecte tabu de unde avem, cum ați de la început de învățat și ne împărtășiți. Da, când tu te duci în problemele tale și încă te și bucur că te lasă în pace, te și bucur că merge și doarme în camera cealaltă. Nu, și nu. Tu rămâi și dormi cu copilul. Deci, femeia, una dintre manifestările energiei feminine este echilibru. Chiar voiam să vă întreb un lucru, pentru că din punctul meu de vedere, deși nu sunt mamă, dar am auzit des, eu am și spus, în momentul în care voi avea copil, nu-i voi spune lui tati. Nu știu, am înțeles. Nu-i voi spune soțului meu tati. Spune-i cum vrei. Am niște cunoștințe acum, își spun pe nume. Întreb. Nu sunt de acord cu asta, pentru că nu ne tragem de șireturi. Nu sunt de acord cu o relație de încredere armonioasă, dar... Nu suntem nu e relația de prietenie. Este încredere, însă nu ne tragem de șireturi. Eu sunt o autoritate și sunt un părinte care ar trebui să fie model pentru copil.
din punct de vedere psihologic. Îi spui pe nume pentru că vrei tu să fii deosebit în societate și îi spui pe nume, așa te va trata mai târziu, ca pe prietenul din fața blocului, și foarte repede se va ajunge la înjurătură din partea copilului, la vorbit urât. Da, foarte repede se ajunge la asta. Da, mi-ați răspuns la a doua întrebare, dar prima întrebare era dacă, pentru că nu m-am exprimat eu bine, este în regulă ca soția să-i spună soțului în momentul în care sunt părinți, tati, să poți să-i spui, poate cum? Să fie așa, hai să mergem la tata, așa, să vedem ce zice. Așa. Iubitule, ce zici tu că vrea exact copilul ăsta al nostru, da? Da. Așa, da. Pentru dar că poți să-i spui, sau tati, că e un diminutiv. Da, după, da. Hai să mergem la tati să vedem ce spune, da? Dar când ai ajuns acolo, e iubitul meu. Exact. Este soțul meu. Am întâlnit în terapie de multe ori în care îmi spuneau că nu mai văd exact așa cum este, pentru că o văd doar mama copiilor mei și voiam să... Și asta mi se pare așa un pic trasă de păr, pentru că îi zice mami. S-ar putea să-i zică mamă și dacă nu au copii. Vine dintr-un răsfăț. Și nu au copii. Și nici nu o vede ca pe mama, pentru că știi cum se zice, că el își alege mama pentru că n-are cordonul ombilical tăiat și așa mai departe. Mă rog, am înțeles. Așa. Însă s-ar putea să fie o formulă de alint. Însă dacă în societate te apuci, ce faci, mamă? Una este să fii acasă, să te alinți și așa și alte. Da, decât să-mi spună mamă, aș prefera să-mi spună iubito, iubita mea. Da. Mă topesc după apelativul ăsta. Ce faci, iubita mea? Cum sună? Nu te topești? Ba, da. Să-ți spun asta și după 10, 15, 20 de ani de căsnicie. Când împreună ați trecut prin... Ați trecut prin cea de-a treia entitate dintr-o căsnicie. Însăși căsnicia. Relația. Atunci e mare lucru. Foarte frumos. Da. M-ați dus prin multe, multe lucruri, cum ar fi energia feminină, rolul femeii, cum anume să comunicăm. Păi nu astea ne-am dorit să obținem de la întâlnirea asta. Să povestim despre niște lucruri pe care, din cauza vremurilor, greșit, din cauza lipsei de respect, de stimă de sine și de iubire față de propriile noastre ființe, nu le mai luăm în calcul. Nu știu dacă ai observat că în momentul în care se întâlnesc niște oameni, au două subiecte importante de discuție. Unul este lamentare, văicăreală, și celălalt e bârfă. Nu mai avem subiecte de discuție din care să rămâi cu ceva. Mă, ce mai faci, mă? Sunt în mrejele unei cărți pe care tocmai ce-am citit-o și mi-a plăcut, sau am văzut un film nemaipomenit, sau uite, mă duc la ședința cu fiică mea, cu părinții, sau ceva, ceva, să fie informație care să te, cum să spun eu, să-ți creeze o stare de bine. Lasă! Parcă ți-e și jenă să spui că ți-e bine. Ce o să zică ălălalt? Păi ca bancul cu Brăneanu și cu Sida, mai am acolo un pic pe fund. Cum să spun eu că mi-e bine? Da, aveți dreptate. Da. Sau ne văicărim. De dimineață până seara văicăreală. Și vorbesc despre tine. Ai auzit, mă, ce-a făcut? Ce-o fi făcut, frate, de ajuns? E, ce-a făcut? Azi că știm noi. Mai nu știi cine-i socră-su? Da, cam așa stau lucrurile. Realitatea adevărată. Da, e viață. Îți recomand o carte, Pescărușul Jonathan Livingstone, de Richard Bach. Acolo e vorba tocmai despre dorința de transformare și de creștere a individului care face parte dintr-o comunitate, respectiv un stol, dezaprobarea stolului că ăsta vrea să fie altceva decât e, excluderea lui, faptul că el trece printr-o perioadă de însingurare, când e aproape de a-și pierde viața experimentând tot felul de lucruri, de părere de rău, de dorință de a renunța la visul lui, când
mai departe își dă seama că cineva de acolo din stol și din comunitate îl urmează văzând în el un model. Și după perioada de însingurare, ajungând la un anumit nivel, se întâlnește cu alții idoma lui care sunt pe același nivel de accedere. Cred că așa se întâmplă și în societatea noastră. Când îți vezi de treaba ta, da, saluți frumos, ești politicos, dar nu e obligatoriu să păstrezi în jurul tău oameni cu care nu mai rezonezi. Pentru că înaintăm în viață, dar depinde cum. Da. Dacă rezonăm cu altcineva, ne vedem de drumul nostru înainte. Ce să facem? Repet, n-am venit aici ca să cresc pe nimeni. Am venit să evoluez spiritual. Tocmai spuneam, nu duc cu mine nimic. Evoluție. Să-mi învăț lecția, să-mi las moștenirea, să înțeleg oamenii, să iubesc, să mă descoper, să descoper toate fațetele iubirii, toate, să mă rog în fiecare seară să mi se dea șansa să cunosc toate fațetele iubirii. Încredere, respect, iubirea față de țară, față de drapel, față de imn, față de animalul de companie, față de copil, față de prieten, față de vecini. Față de buruiana care, uite, își face loc printre florile mele și o smulg. Dar e și ea acolo entitatea care îmi dă de lucru și mă face să am răbdare și cu stoicism să... Totul în jurul nostru e lecție de viață. Dacă vrem. Da, e o plăcere să vă ascult, mă, și Mircea, întrebarea aș mai putea să vă adresez, având în vedere că mă duceți așa printr-un fir al poveștii. Trebuia să știm ce obiectiv avem noi cu această întâlnire. Am atins tot ceea ce mi-am dorit. Ce mai îmi doresc e să-mi spuneți că am văzut că aveți proiecte, știu că atât de greu a fost, dar mă bucur. Care sunt proiectele minunate la care lucrați și am observat că adăugați valoare și copiilor. Îmi place să spun că am pus mai multe oale la fiert. Sau cum zicea cineva, să pui ouăle în mai multe coșuri. Da. Hai să o luăm pe rând. În primul rând, zona de trainer e foarte puternică și mi-e tot mai dificil să merg să lucrez cu companii, cu toate că mi-ar fi mie mai ușor să lucrez cu între 8 și 12 persoane cu companiile. Foarte mult își doresc unul la unul, pentru că după felul în care un om vorbește poți să-ți dai seama câte schelete are în dulap și câte gogoși băgate pe sub covor. Îmi place expresia asta, e a mea, iată-mă cum mă împăunesc și nu mai pot de dragul ei. Și atunci lucrezi întâi la a se descoperi omul pe sine și după aceea a căpăta naturalețea cu care să se exprime. Să nu mai aibă de demonstrat nimic nimănui și să nu mai aibă spaime care apar. Știi că în momentul în care psihicul este într-o zonă de vulnerabilitate, vezi aceea de a vorbi în poziție bipedă în fața unui public, îți vin din spate toate fricile și toate... traumele și toate găunoșenile. Nu știi, nu poți să pui mâna pe ceva, dar ele sunt acolo și te dezechilibrează. De acolo și vine întrebarea, dar oare ce or să zică ăia, dar oare or să înțeleagă, dar mă voi face înțeles, dar cum sunt îmbrăcat, dar tot felul de nimicuri. Pentru că oamenii mai au și orgolii, adică merg în loc să vină să împărtășească din experiența lor și prea plinul lor de informație, ei se poziționează ce cred ei despre mine. Dar nu mi-e despre mine, este despre informația mea pe care dacă am acceptat, trebuie să îmi doresc din tot sufletul să ajung la cel din față, să mă fac înțeleasă, să rămână și să genereze acțiune. Și atunci lucrăm întâi la noi. Și după aceea, și mulți își doresc unul la unul. Deci zona de comunicare este asta. După aceea, moderat evenimente. E un alt dar al meu să reușești să moderezi evenimente din diverse domenii, în așa fel încât să toată povestea să aibă un caracter unitar și un fir conducător. Pentru asta, din nou, trebuie să fii foarte atent și prezent la fiecare ființă care are o prezentare și să-i faci așa. După care mai am un proiect care se numește Restart X.
adică seniori. Niște tineri extraordinari s-au gândit să, un medic, un kinetoterapeut, s-a gândit să facă niște exerciții, prima dată a vrut pentru mama lui, dar i-a fost greu. Și atunci m-a ales pe mine ca, știu eu, un fel de ambasador sau cobai, sau zi cum vrei, exerciții deșteptele, zice el, pentru stimularea echilibrului, păstrarea echilibrului, cum să spun eu, întărirea masei musculare a seniorilor. Ce adică oameni de trecuți de 50 de ani. Așa. Și am scos volumul 1 și am scos și volumul 2. Asta e un coș. După aceea există un proiect, sunt topită după el, se numește somnoroș.ro, povești pentru copii. Un tânăr, să vezi când lucrăm, suntem împărștiați în toată țara. Un tânăr din Brașov, care din când în când lucrează în București, s-a gândit să dezvolte o platformă de povești pentru copii. Poveștile sunt scrise de către o profesoară de limba română dintr-o localitate de lângă Brașov și de el, de Tudor. Eu sunt toate vocile, îmi spun femeia cu 100 de voci, acum au mai pus un zero, care de fapt e un mare nimic, dar mi-au pus și acum am 1000 de voci. Eu pun voci pe toate poveștile pe care le scriu oamenii ăștia frumoși. Oana Ispir, Mihaela Ignat și cu Tudor Stoica le scriu. Roxana Câțu le face, le taie, le curăță, montează. Face, editează. Nu, n-are de mult, trebuie să curețe, că, de exemplu, poate că mie nu-mi place o intonație de-a mea sau greșesc un pic și atunci reiau, da, face editare. Oana Ispir face ilustrație, iar eu pun voci. Somnoroș.ro. M-aș bucura să ascult poveștile de acolo. Sunt pentru copii cuprinse, cu vârste cuprinse între 3-5 ani și 9-10. Aiurea. Ascultă și cei mici, pentru că e vorba despre sunetul. Cuvintele sunt formate din sunete. Sunet egal vibrație. Cea mai puternică formă de control și de dominare a unui spațiu este sunetul. Ori cu ajutorul cuvintelor frumoase spuse într-un anume fel, copiii nu înțeleg, pentru că odată cuvântul îl auzi, după aceea îl înțelegi și după aceea îți vibrează pe tine. Ei nu înțeleg încă, însă le place intonația și mieunatul și, bă, ce știu eu, fiecare personaj care are alt timbru și altă voce. Asta e o altă preocupare. După care există un alt spațiu minunat. Pe vremuri era organizat de către More Than Pub, o agenție. Acum au rămas doar la Bookland. Acum sunt în tabără copiii și eu nu pot să îi însoțesc, pentru că sunt cu... Nu pot să vorbesc atât de mult. Nici nu știi ce efort am depus astăzi. Pun voce pe niște materiale de autocunoaștere pentru adolescenți. Acolo e beleaua mare. Apoi fac audiobook-uri, pun voce pe cărți. E un alt spațiu în care, cum să zic, sunt topită, mă pierd cu totul în zona respectivă. Și mai am un proiect despre care n-am să vorbesc, însă începând din septembrie, atunci voi avea curajul să vorbesc despre el în tihnă. Da. Super. Foarte cam frumos, așa. Felicitări. Mulțumesc. Și sunt în toată țara. Sunt cetățean universal. Unde au nevoie, acolo mă duc. Pentru că îmi place și pentru că de multe ori, uite cum e întâlnirea noastră de mâine. Facem un soi de întâlnire de conștientizare. Și promovând valorile familiei și dorindu-mi să, ca oamenii să înțeleagă cât de importante sunt. Și se ridică tot felul de cârcotași care zic: da, bine, vorbești despre familie, dar tu ai familie, că ești singură. Eu am o familie lărgită în toată țara și în toată lumea și în toate liceele și nu știu câte orașe din România. Sunt oameni care sunt construiți. Am avut familie, am copil, totul e în regulă, mi-am făcut datoria față de societate din această perspectivă,
Menirea mea este să ridic comunicarea la nivel de artă. Și asta înseamnă că sunt un soi de mama tuturor. Da, cam așa. Ce cam așa. Și îmi place. Îmi place, cum să zic, eu cu voluptate fac ce fac. Și îmi place ceea ce fac. Și mă mai întreabă oameni. Și, Mihaela, unde mergi în vacanță? Viața mea e o vacanță. Ce îmi place să mă alin cu asta. Și așa e când faci ceea ce îți place. Se vede, se transmite. Face, da. E molipsitor. O să, deja începe să-mi pare rău că plecați. Sigur, pentru că... Ne avem o zi mâine! Da. O mai prelungesc. Ce-ar fi dacă să ne bucurăm de ce e și facem și episodul 2 și episodul 3? Categoric. Da. Vreau să vă mulțumesc pentru timpul acordat, pentru efortul pe care l-ați făcut acum, fiind în situația respectivă, pentru tot ceea ce faceți. Hai să le spunem și celorlalți. Merg la dentist, am implanturi, ca să știți că după, știți ce se întâmplă? Este extraordinar cum oamenii acasă, cu propria lor imaginație, în funcție de nivelul lor, emit judecăți. Ei te știu deja, ei gândesc în locul tău, acționează în locul tău. Belea. Și atunci unul dintre motivele pentru care probabil m-au plăcut atunci când făceam emisiunea de 3 ori femeie a fost tocmai onestitatea mea. Să știe despre ce e vorba, să nu se apuce să gândească tot felul de lucruri. Am trăit, trăiesc, asta mi s-a întâmplat, vin de la dentist, mă doare limba, mă doare gingia, mă doare tot. Am înțeles. Da. Vreau să vă mulțumesc. Și eu îți mulțumesc pentru invitație. Și să vă zic încă o dată că mi-ați clădit tot universul în momentul respectiv, când avea mai mare nevoie, nici nu știți, iar acum ați rămas, deși ați spus că v-am pus pe un pedestal, sunteți exact acolo unde am simțit. Sunt om, să știi. Știu. Nu punem oamenii pe piedestaluri, pentru că în momentul în care drăguții de ei un pic calcă strâmb, mamă, se zgude, cum a putut ăla să facă așa ceva? A putut, suntem oameni. Clar. Și mi-asum greșelile și... cum să zic, câteodată le caut și câteodată îmi plac greșelile mele pentru că învăț, mi le asum. Mi-ar plăcea să nu prea fie și să fiu eu foarte deșteaptă, dar nu stau lucrurile chiar așa. Cât trăiește omul, învață și tot neștiutor pleacă. Da. M-am exprimat elegant. Mulțumesc pentru informație. Mulțumesc. De-abia aștept să vă revăd. Numai mâine. Nu-i poi mâine. Da. Ne vedem mâine. Pe mâine. Iar noi ne revedem la următoarea ediție. Până atunci, să stați în armonie și iubire.